Polițiștii de la rutieră nu vor mai scrie amenzile date în trafic cu pixul, ci vor folosi o aplicație pe telefonul mobil care permite completarea datelor mult mai ușor. Aplicația îi va ajuta pe agenți să nu mai piardă timpul să scrie procesele verbale, iar controlele rutiere să fie mai facile. Mai concret, cu ajutorul acestei tehnologii, ofițerii vor putea scana atât documentele șoferilor cât și cele ale mașinii. Pot verifica dacă cei de la volan au avut abateri de la lege în trecut, dar și dacă mașina are ITP-ul sau asigurarea valabile. Mai mult decât atât, în cazul unei amenzi, șoferii o vor putea plăti pe loc, pentru că aplicația va avea și o funcție de POS. Cei de la Europol spun că au făcut această aplicație în mod gratuit pentru poliția română și că de luna viitoare s-ar putea să-i vedem pe agenții în trafic cu tableta în loc de pix.